Salutări! Să știți că sunt foarte, foarte fericit. Am avut un început de săptămână extraordinar și un sfârșit de săptămână extraordinar. Sunt foarte bucuros că duminică am câștigat task-ul în care trebuia să ghicim orașele și am avut oportunitatea de a ieși la un date cu Ana. Am primit și scrisori de la familie, atât de la părinții mei, cât și de la fratele meu. Aș vrea să le mulțumesc în mod special doamnei Tatiana și domnului Goran pentru cadou pe care mi l-au făcut. Vă mulțumesc din toată inima și sunt foarte bucuros de ceea ce se întâmplă în afara casei și de faptul că aveți o interacțiune cu părinții mei. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot ceea ce faceți și vă mulțumesc din nou pentru cadou. Să-l pupați și pe Renie din partea mea și să-l salutați și pe Vlada. Aș dori să-i mulțumesc și fratelui meu pentru scrisoarea pe care mi-a trimis-o. Da, Claus, am primit-o, am citit-o, am înțeles tot ce ai vrut să-mi scrii acolo. Eu vreau doar să te asigur că nu trebuie să-ți faci griji. Tot ceea ce mi se întâmplă iese din inimă, este curat, sunt foarte sigur de tot ceea ce fac. O să țin cont de toate sfaturile tale, știi bine că noi mereu ne-am sfătuit cu privință la ceea ce facem în viață și abia aștept să ies afară și să vorbim mai mult, să discutăm mai multe în amănunți și să punem țara la cale, să zic așa. Te pup și te iubesc și vă iubesc pe toți, atât cei ce țin de cercul meu familial, cât și cei care ne susțin. Vă urez o seară minunată și să ne auzim cu bine. Vă pup și vă iubesc!